și premierului. Bună seara, domnule Victor Ponta! Bună seara, domnul Striblea, și mult succes cu nou proiect editorial. Vă rog! Mulțumesc tare mult! Am câteva întrebări, desigur... Îi salut și pe invitații dumneavoastră, nu îi văd la televizor, dar vreau să fiu totuși respectos. Vă rog! Da, am câteva întrebări. Ele sunt foarte multe, am o listă întreagă, să știți, de aia într-o zi când o să aveți amabilitatea, vă aștept și în studio. Dar înainte, vreau să știu așa, după ultimele declarații ale domnului Iohannis, considerați că președintele a dat un impuls partidelor de opoziție pentru a forma o nouă majoritate? Nu. Am văzut declarația așa cum a fost făcută de domnul Iohannis, nu cum a fost relatată după aceea. Este o declarație instituțională și, din punctul meu de vedere, relația, repet, de colaborare instituțională între președinte, guvern și parlament, oricum se numește președintele, primul ministru și oricare majoritate, e un lucru bun pentru România. Deci nu există nicio temere din partea dumneavoastră că acest lucru s-ar putea schimba și că domnul Iohannis trage sforile în Parlament pentru a crea o nouă majoritate. Nu. Sincer, atât cât îl cunosc pe domnul Iohannis și cât îl cunoaște și dumneavoastră ca persoană publică, nu-l văd trăgând spori. Am avut niște experiențe în perioada anterioară cu fostul președinte care, într-adevăr, schimba majorități, punea guvernele, schimba... A fost o experiență, din punctul meu de vedere, negativă pentru România în ansamblu și sunt absolut convins că în viitor nu se va mai întâmpla acest lucru. Repet, indiferent de cine e persoana. Importante sunt aici niște reguli de colaborare între instituțiile statului și, din punctul meu de vedere, din 21 decembrie, aceste reguli au fost respectate. Bun, dar aici vă referiți strict la domnul Iohannis, nu neapărat și la partidele de opoziție. Adică vă așteptați ca domnul Blaga, doamna Gorghiu, colegilor, să încerce totuși o mișcare în Parlament. Este normal și este dreptul lor. Partidele de opoziție, și eu am fost lider al opoziției, e normal să încerce să schimbe majorități. În același timp însă sunt decizii importante. Sistemul electoral, de exemplu, codul fiscal și cod de procedură fiscală, legea redevențelor, care masterplanul de transport, care eu cred că e bine să fie totuși adoptate bipartizan, cum spun americanii, care sigur au doar două partide, dar să fie adoptate în așa fel încât să asigure predictibilitate și stabilitate. În rest, n-am avut ocazia până acum să discut cu liderii opoziției, nici cu domnul Blaga, nici cu doamna Gorghiu. Am văzut la un moment dat că doamna Gorghiu spunea că am discutat ceva, noi nici nu ne-am întâlnit, deci n-am discutat niciodată nimic. Aveți ocazia. Aveți ocazia în chestiunea asta, cu alegerile parțiale, da? Cu cele locale. Cu absolut toate subiectele care țin până la urmă de un sistem predictibil, din punctul meu de vedere, da, indiferent de declarațiile politice mai agresive sau mai, cum să spun așa, mai acide, cred că e obligația puterii și a opoziției să colaboreze pe temele mari. În rest, sigur, vor fi diferențe fundamentale. Atenția și prioritatea mea ca prim-ministru și ca șef al PSD va fi în acest an și în anul 2016, sigur, dincolo de bătării politice, către situația economică, către cea socială, către problemele economice. Da, și asta trebuie rezolvată, da. Și asta cu alegerile... Numai o secundă. Pentru că astăzi ochii, cred că ai tuturor liderilor europeni, au fost îndreptați către Grecia, acolo unde se conturează o victorie importantă a unui partid stânci, da. De stânga, foarte stânga, nu de stânga, nu chiar social-democrat, ci de stânga-stânga. Și pentru mine asta este semnalul că, dincolo de bătăliile politice, care în general atrag plăcerea mai mult a presei, a dumneavoastră, a jurnaliștilor, de fapt, problemele reale ale oamenilor sunt cele legate de locul de muncă, de pensie, de salariu, de viața de zi cu zi. Și asta e lecția pentru mine, apropo de ce s-a votat astăzi în Grecia. Da. Asta și spuneam, că dacă nu se rezolvă niște chestiuni, o să aveți și dumneavoastră problemele astea. Da. Până la urmă, și asta a alegerilor. E o problemă punctuală care trebuie rezolvată. Când declanșați procesul electoral? Sigur, sistemul de alegeri este foarte important, pentru că, după cum știți, miercuri o să avem consultări la Cotroceni. Eu am crezut că e bine să avem dialog între partide politice și când nu ne înțelegem sau pe punctele pe care nu ne înțelegem,
să mergem la medierea constituțională a președintelui. Cei de la PNL au zis, domnule, nu discutăm, mergem direct la președinte. Nu e nicio problemă asta până la urmă, doar că știți cum se spune, întâi ai o mediere și după aceea o discuție și după aceea te duci la arbitru. Deci stabilim sistemul de vot, un sistem de vot și pentru locale și pentru generale cât mai stabil și predictibil. Stabilim sistemul de vot pentru diaspora, pentru că la anul, nu la locale, dar la parlamentare vor vota cetățenii români din diaspora și cu atât mai mult în 2019 la prezidențiale. Vedem cum facem să răspundem așteptărilor, adică reducerea numărului de parlamentari, un sistem de vot la locale care să asigure un echilibru de putere și, sigur, după aceea ne prezentăm la alegeri. Bun, dar aștept, uite, suntem și noi aceia atâția oameni. Cu ce propuneri mergeți la Cotroceni? Adică Parlamentul să fie mic, dar cât de mic? Mâine, listă, mâine vot mic și așa mai departe? Mâine avem o discuție în BPN pentru a ști exact mandatul cu care mergem la Cotroceni, dar, să zic, responsabilul din partea PSD pe legile electorale este domnul Zgonea și astăzi, dacă vă uitați, a făcut niște declarații. A făcut niște declarații, da. Previzionează ceea ce... Domnul Zgonea nu e acolo de capul lui. Domnul Zgonea are și el un mandat politic de la dumneavoastră, de la domnul Dragnea, de la ceilalți lideri ai partidului. Domnul Zgonea... Tocmai asta încerc să spun, că ceea ce a declarat azi domnul Zgonea nu era de capul lui, așa, fără să consulte, ci, merge puțin înainte a ceea ce probabil vom discuta mâine în BPN. De principiu, o reducere a numărului de parlamentari, un sistem mix sau proporțional și până la urmă răspunderea la ceea ce a făcut viața parlamentară și cea locală un pic mai dificilă în ultimii ani. Adică sistem vreți listă, din câte știu, la Senat și vot uninominal la Cameră, nu? Sunt mai multe posibilități, însă nu e, dacă noi ne ducem miercuri, spunem ori faceți ca noi, ori dacă nu, înseamnă că ne blocăm. Tocmai în sensul ăsta eu vedeam dialogul între partide înainte de a merge la Cotroceni. Dar acolo cum o să fie? O să tragă domnul Iohannis concluzia? Adică dumneavoastră vă ceți cu ideea asta și domnul Iohannis să pune acolo malaxor și zice, uite, asta a ieșit? Eu cred că domnul Iohannis, ca președinte al României, în baza prevederilor constituționale, poate să medieze, însă mai departe votul este în Parlament. Și dacă eu mă duc și spun, se face așa, PNL-ul vine și zice, nu, se face invers. Și mai vine și UDMR-ul zice altfel decât vă, înseamnă că ne blocăm. Ori ideea este să găsim totuși o soluție pe care să o susținem toți, pentru că altfel nu o să funcționeze. Sunteți foarte pacifist zilele astea, să remarc acest lucru. Nu e vorba de pacifist, domnul Striblea. E vorba de consumarea inutilă a unor energii pentru lucruri care, repet, pe mine chiar mă interesează chestia care s-a bine întâmplat că spus lucrul ăsta, pentru viața de zi cu zi. Bine că ați spus lucrul ăsta, că mai am fix două întrebări. Da. Apropo de consumarea inutilă a unor energii, asistăm cu toții la un conflict fără precedent, eu n-am văzut asta de când fac presă, între SRI și Curtea Constituțională, cu amenințări rostite de-a dreptul între doi oameni care sunt stâlpi ai statului român. Care e punctul dumneavoastră de vedere despre ceea ce se întâmplă între CCR și SRI? Nu, n-aș vrea să uzurp vreo atribuție a președintelui. Medierea între puterile statului este o atribuție exclusivă a președintelui, pot să mediez. PSD-ul trebuie să aibă un punct de vedere asupra acestei chestiuni. Da, dar PSD-ul nu influențează nici activitatea Curții Constituționale, nici a SRI. Reformulez. Mediera este o sarcină a președintelui și chiar dacă n-am avut un președinte mediator în ultimii 10 ani, acum avem. Și sigur că președintele va reuși să medieze și pe această problemă și pe alte probleme, că totuși ați văzut că au apărut destule în viața de zi cu zi între diverse instituții sau între instituții publice și societatea civilă. De-aia e nevoie de un arbitru, de un președinte arbitru, nu un președinte jucător, că cu președintele jucător ne-a fost rău în ultimii ani. Dar domnul Greblă să-și dea demisia, că, uite, niciodată până acum un judecător al curții nu a fost dus la DNA pentru diverse întrebări. Dați-mi voie ca din ianuarie 2014, când am făcut niște declarații legate de o sentință deja aplicată
și am fost sancționat de CSM, n-am mai vorbit niciodată. Dar aici nu e cu CSM-ul, aici nu aveți cum să fie cu CSM-ul, că la Curtea Constituțională... Nu mă pronunț niciodată pe ce face Curtea, nu mă mai pronunț, de fapt, de foarte mult timp, de ceea ce face Curtea Constituțională și nu cred că eu, ca lider politic, trebuie să vorbesc despre altii. Păi dumneavoastră l-ați trimis acolo, nu? Bun, așa și domnul Morar a fost trimis de domnul Băsescu. Da, nu înseamnă că domnul Băsescu azi trebuie să spună dacă e bun Morar sau nu. Bun, nu vă întreb dacă e bun sau nu. Nu vă întreb, chiar nu vă întreb dacă e bun sau nu. V-am întrebat dacă e în regulă să mai fie acolo. Nu este în regulă să mă pronunț eu pe...